Ce motor ai pe ea? Hai, deja mi-am găsit rivale aici pe centru. Au, făcurăm pană. Ha? Făcurăm pană. Făcurăm pană? Fiți atenți. Să mă bată mama de pe șeptarul un om, trebuie să dai 1000 de euro să ai treaba asta. Cred că asta e doar când faci accident. Dă-o pana mea! M-auzi, dă că nu dă așa peste cap! Nu e, bă, fraților, bă, nu mă mai cumpărați o mașină noi! Fii atent! Salutare, m-am găsit și mi-am găsit la un nou vlog. Este un vlog special deoarece îl filmăm a doua zi sau a treia zi de Crăciun, mă știu exact. A doua zi de Crăciun. Stăm la Severin și după două BMW-uri, un E60, un E90, astăzi avem de filmat o pisică și nu e o pisică oarecare, uitați-vă și puțin la ea cât de frumoasă este. Și credeți-mă că în momentul în care am dus-o la spălătorie, pentru că proprietarul aici de față n-are 18 ani încă, am condus mașina asta. Băi, fraților, mașinile vechi se conduc bine de tot. Dar pentru la această mașină, trebuie să dai un like, un share și un subscribe, 20% reducere pe car vertical și hai să vi-l prezentăm pe Ionuț Pârvulescu. Salutare, Ionuț! Salut! Cum te numești pe Instagram și pe Facebook? Ionuț Pârvulescu bară jos și pe Facebook Ionuț Pârvulescu. Pare un tânăr așa super pasionat înainte să aibă permisul, deci mi se pare real că pasiunea de obicei pentru mașini apare în momentul în care ai permisul, știi? Da. La tine a început înainte. La mine a început de la 15 ani. La 15, nu? Mai devreme am început cu mașinile să le iau, cu dacile am început eu pe la 11 ani. Ok. Și după aia, pe la 15 ani, am avut primul BMW, un E39. Oh. Un 2.5. Mi-ai spus că ne-am întâlnit la Cracova, la Cracova, la eveniment. Da? Da. Foarte tare. Vreau să spui puțin povestea mașinii, pentru că tu, din câte mi-ai spus mie, așa ai cumpărat mașina. Da. Acesta, nu? Da, foarte puține modificări am adus eu mașinii. Bun, hai să ne spui puțin. Este un E36 din 1996. Un E36 din 1996, 2.0 benzină. Non-vanos. Are motorul ei original pe ea sau? Nu. Nu mai are, motorul ei original era un 1.8. 1.8, ok. Deci s-a pus un 2.0 pe ea. Păi, sincer, când vă cumpărați pisici, poate să zicem așa că dacă găsești o bază bună, fără rugină, fără asta și poți să... N-are motorul de 2.0, poți să-ți ieși un 1.8 și un 1.6. Da. Dar 2.0 e sfânt pe 36. Mai are sunetul. Exact. După cum puteți să vedeți și voi, mașina a suferit multe modificări și, sincer, cea mai mare modificare pe care mașina asta o are, mi se pare wide body-ul ăsta. Da, mașina are un wide body felonii. Ok. Pus de proprietar, eu așa am luat mașina. Ok. Hai să ne uităm puțin din ce costă acest wide body. Avem aripi lățite. Aripi lățite, față, spate și... Și pragurile văd că sunt... Pragurile sunt originale, urmează să le schimb, să le pun pe cele de M3 în X. Ce mi se pare interesant, știu că sunt unele wide body-uri care vin și aici cu prelungirea pe bară, adică să și bară. Știu că e pandemul. Pandemul, exact. Da. Ce faci în momentul în care primești un mesaj de genul? Pur și simplu îi verifici mașina omului să vadă exact ce daună putea să cumpere. Astăzi vorbim despre un BMW seria 4 care a fost cumpărat din America și a fost înmatriculat în România. Se vinde pe site-ul nostru din România la un preț de 35.000 de euro. Dar haideți să vedeți care era problema cu mașina aceasta. Vedem aici o mică anomalie a kilometrilor. Arată că ar fi avut 1.600.000 de kilometri. Dar 100% este o eroare la car vertical. Dar ce este real și nu este vorba de vreo eroare sunt daunele pe care mașina le-a avut. Și uitați-vă și voi puțin că mașina a fost destul de mult avariată. Dacă nu credeți, haideți să vă arăt cum arăta mașina în momentul în care a fost cumpărată cu 10.250 de euro. Cam așa arăta mașina. Mașina probabil a fost lovită, trântită de vreun zid. Pare că toate geamurile au fost sparte, airbag-urile au sărit, toată laterala mașinii a fost destul de mult avariată. Mașina a fost creată fier vechi în America, a fost cumpărată și refăcută și acum este pe site-urile din România. Dacă vrei să nu iei o țeapă și banii tăi pe care îi strâns cu greu să fie folosiți așa cum trebuie, îți poți verifica mașina pe Car Vertical cu 20% reducere din linkul de descriere sau folosind codul MERIT. Vizionare plăcută. Aici avem ceva care, bă, sincer, nu mă gândeam că pică așa bine. Mă gândeam că dacă lățești aripile și nu continui cu aripa, nu o să fie ok. Cu bara, scuze, cu bara da, jos. Da. Bun, dacă mergem puțin mai jos. Avem un lip XXL din plastic foarte prost. Chiar da, mă uitam acum cât de... Trebuie să-l întăresc cu fibră. Okay. Am mai avut unul și la prima bordură a pognit, s-a făcut bucăți. Okay. Mi se pare interesant că tu ai scos-o de aici, de pe bordură, și am văzut că nu ai teamă cu ea, adică nu... Nu, m-am obișnuit cu ea să o scot de pe borduri și nu... Da? Farurile sunt cele cu lupă, dar nu sunt halogen. Nu sunt originale, nu sunt halogen. Câteva zile am pus Xenon. Xenon, ok. Poliția română, te aștept să faci 18 ani, să zic așa. Bara este cea de M? Da, bara de M, nu e originală, dar trebuie să o schimb, că nu pică nimic bine pe ea. Bă, nu mi se pare că nu pică bine pe ea? Nu pică lipul bine, bandourile nu stau pe ea, cad într-una, pe unul l-am prins într-o jurba acolo. Bă, de aici, uite Madi, nu există BMW fără, asta nu e măcar negres, asta e din aia l-am pus până iau altă bară, că... Într-o săptămână urmează să iau bara. Grilele cred că le-aș pune pe alea duble. Am avut niște grile mai urțele și nu mi-au plăcut. Erau tot ca astea așa, doar că mai simple. Grilele mai rare. Și semănau cu cele duble și nu... Poate mulți trebuie să spuneți, mamă frate, că e o mașină care îmi trebuie băgați bani în ea, că e o mașină veche. Credeți-mă, în momentul în care mergeți cu ea, poate să ai toate defectele din lume. Păi frate, simți că conduci o mașină și cred că asta e definiția mașinii. Nu mai sunt mașinile ce erau odată. Îți place, a? Pe suflet, jur. Și dacă mergem puțin pe lateral, de aici începe treaba să fie super și super interesantă. Avem jantele astea care... De unde sunt? Jantele sunt Haxer, așa am luat mașina tot la fel pe 18. Ok. Bă, ca și niște discuri ventilate. Da, discurile ventilate sunt de M3 și discurile și etrierii. Deci sunt discuri de M3 pe bune? Da, scrie și pe ele, pe etrier cel puțin se vede M-ul. Bă, ești nebună, uite că nu-l vedem. A, uite-l aici, M-ul. Uite-l în capăt. Dacă-l vezi, Madi, pe lateral și-l vedeți și voi, stai că le arăt eu, Madi. Stai puțin. Uite, M-ul e pe undeva pe aici, mă rog, nu prea se vede. Pe spate poate se vede mai bine. Da, credeți-mă că e acolo prezent. Jantele nu sunt modulare, adică nu sunt... Nu sunt modulare, ele sunt destul de scumpe, dar nu... Ok. Și capacul ăsta, dacă îl dai jos, ai prezoane, capacul, nu? Dacă îl dau jos, apar prezoanele. Sunt jantele care poți să le pui și pe 5x112, dacă nu mă șer. Are mai multe... 5x112 pe Volkswagen. Pe Volkswagen, Audi, distanțieri de 2. Ce aș mai pune? Aș mai ascunde cumva valva aia, dacă ar fi. Valva da, ascunsă. Am zis că să cumpăr de aia detașabilă. Exact. Și mi se pare mie dubiosa mașina asta, mi se par puțin oglinzile. Oglinzile astea mi se par destul de mici, dar sunt cele de M3, nu? Da, sunt oglinzile de M3. Cred că aftermarket, că dacă tragi un pic mai tare pică. Dacă, nu că n-are nimic că se pune înapoi, dar cred că asta e doar când faci accident să... Bă, mă las, asta e oglinzile detașabilă. Uite, vezi, norme de protecție a pietonilor. Dai cu glinda în el și o glinda leșină, știi? Continuăm puțin chitosa de... Felonii. Pleacă de undeva de aici. Pleacă din ușă până în spate de tot. Și pe toată aripa. Și chiar sunt cruși aici sub aripă. Ți-a tăiat din aripa? Da, e tăiată aripa. Mamă, și când m-a arugint aici? Nu, m-am uitat să fiu sigur că n-are rugină când am luat-o. Și nu prea are rugină. Ok, jantele văd că sunt în două lățime. Da, pe spate sunt mai late, nu știu exact mărimea. Ok. Mașina asta când ai cumpărat-o, de unde mai exact? Din Argeș. Și omul era pasionat, nu? Omul era pasionat. Eu, din câte am înțeles, el mașina așa a cumpărat-o, n-a făcut prea multe la ea. Ce știu că i-a făcut sigur sunt stickerele de pe uși, bine, nu astea, avea un samurai pe uși înainte. Ok. Și eu am pus grafica asta de Crăciun. Mașina este una cabrio și vă da. Și hardtop-ul aia. Da, cabrio cu hardtop. Hardtop-ul e detașabil. Trebuie să-l scump hardtop-ul ăsta, dacă da. Vrei să-l cumperi. E unul destul de bun, 1200 de euro am găsit. Ok. Și mașina ce preț a avut de achiziție? Estimativ, așa, nu exact. Între 4.000 și 4.500 de euro. Multă lume ar spune, mamă ce nebun ești, la 17 ani ai dat 4.000 de euro pe pisică. Dar tu mai ai altele? Da, eu mai am încă o pisică, am mai avut și înainte, tot la fel o pisică, două E39. Păi și... boală grea. Da. Când e boală grea și când o să ajungi la 18 ani și o să începi să bagi bani în toate, trebuie să alegi una, după părerea mea. Adică n-ai cum să le faci toate proiecte. Deocamdată le am peste a doua, asta și mai am una sedan. Bun. Hai să mergem în spate, vină mai de puțin, că aici deja mi-aduce aminte de 39-le meu cu acest Fancy Wide, nu e chiar Fancy Wide. Da, e ceva făcut. Cred că e la Max One Design, văd că da. Aici. E Fancy Wide de la Max One Design, nu știu dacă neapărat Fancy Wide. Fancy Wide de aluminiu, ăsta cred că e din plastic. Ăsta e din plastic, da. Ok. Care într-adevăr arată foarte mișto, se pupă foarte bine cu wide body-ul ăsta. Sincer, pe E39-le meu nu se pupa bine că nu aveam wide body. Dar pe E39 nu prea poți să pui wide body care arată careva, că e 40. Difuzorul ăsta de M? Da, difuzor de M, trebuie să-l vopsesc bine când o să vopsesc mașina. Și mai evacuarele astea? Evacuare cam stock, numai că are catalizatoarele scoase și are o clapetă. A few moments later. Da, se aude bine. Deci da, se aude bine. Ok. Sub ea, care nu mai funcționează. Dar ia scoate tu cheia aia șmecheră. Fii-anta aici, Madi, că e top. Să-mi spun, lasă-mă puțin și mi-arăți tu mie. Stai să le prezint puțin, vină Madi puțin aici. Să spuneți voi pe ce BMW 2027 aveți voi, că acum vă dă doar cartele din alea, știi, să pornești BMW-ul. Aveți voi cheie din astea care, ce face? Blochează, deblochează, nu? Blochează, deblochează și pornește. Și de unde pornesc chiar atunci? Trebuie apăsate pe ambele butoane odată. Deci cheie de șeptar 2027, fiți ați aici. Ți-a apăsat mult? Nu, o apeși odată pe ambele, să începe să cânte. Și priviți puțin. Să mă bată mama de... Pe șeptarul un om trebuie să dai 1000 de euro să ai treaba asta cu pornirea din cheie. Și dai tu o pedală puțin să vedem cum se aude și evacuarea. Trebuie să opresc, că dacă o accelerezi acum se oprește, că nu-ți dă voie. Dacă vrea cineva să fure mașina când e pornită, da, să o pornești și să o încălzești. Sau la mituri să impresionezi lumea că pornește mașina din cheie. Cât a fost asta? Așa am luat-o, nu știu cât a fost, e sistemul Viper. Ok, cred că e și asta destul de scump, sincer. Și chiar sunt curios cum se aude evacuarea asta. Mamă, ce sunt așa de Crăciun și că e stație de pom. Ia de puțin. Gata! Ai spus că asta e M50, nu? Da, M50. Să mă bată mama cum sună de metalic, zici că e mare V8 sub capotă. Oprești motorul sau? Oprește-l dacă e. Genial, și deschideți capota să vedem exact cum arată. Da, mă, frate, ce motoare făceau. Uite și eu, deci filmezi mașini noi și în momentul în care desfaci capota la o mașină nouă, vezi peste tot firișele, firișoare. Tu aici ai pus niște chestii. Aici la... sunt care nu le-am ascuns, că acum 2 zile am pus Xenon și n-am apucat să le aranjez. Dar sunt puse de tine, că dacă tu ești așa la mașină, cu cum a venit mașina de fabrică acum 20 de ani, 25 de ani aproape, bă, frate, nu erau fire pe niciunde, nu vede nimic. Da. Era totul super capsulat, super ok. Motorul vechi. Nu l-ai schimbat tu, așa a venit motorul, așa am luat mașina. Ei pune ceva, ei pune în 2.5, simți nevoia de ceva mai mult? Sincer, aș simți nevoia și motorul ăsta nici nu prea merge el în parametrii normali. Adică nu trage cum trebuie, consumă ulei? De consumat are un consum foarte bun. Cât? Am venit de la Argeș cu ea, cu plinul făcut, a consumat la prima liniuță, la, cred că un sfert de rezervor. N-are BC-ul ăla de bord? Ba da. Dar consumul arăta vreo 20 și mașina nu cred că a consumat chiar atâta. Ok. Deci pe viitor ai vrea să-i pui altceva, nu? Da, pe viitor aș vrea să-i pun măcar un 2.5, cel mult 2.8. Și un blocam pe spate? Da. Ai chef, nu? de ceva să dai la cheia. Băi, sincer, era o pisicuță tot la fel cu kid din asta wide body al lui Ferrariu, Alexandru Ferrariu, da, la Brașov. Mulți mi-au zis când au văzut-o prin oraș, asta e al lui Ferrariu, nu? Băi, aia lui Ferrariu, da, aia era diferența că e. Deci, aia lui Ferrariu era țiplă. Am văzut, cred că am văzut o altă realitate pe prin Constituții, dar niciodată așa stau super aproape de ea. Hai să intrăm și la interior. Intră tu pe dreapta, intru eu pe stânga, mă lași până la volan. Da, închide capota. Oricum eu o să conduc astăzi pisicuța, deci rămâneți până la final. Mamă, ce greu sunt ușile. Pentru că o să vedeți exact cum conduce MTB-ul. Te invit în pisica mea. Deja, în momentul în care intri în mașina asta, bă, mașina asta e cam full. Deci nu știu ce lipsește. Mai lipsește un calculator ceva aici cu niște butoane, dar nu știu ce fac butoanele. Văd că ai calculatorul mare oricum. Da, calculatorul mare și știu cum mai venea ceva aici. Ok, văd că ai și încălzirea în scaune. Încălzirea în scaune, hi-fi, da, dar nu funcționează. Ok. ASC-ul nu funcționează la nicio pisică. Băi, frate, au pus ăștia un sistem de siguranță și ăla nu funcționează, da, nici. Ok. Și schimbătorul, am mers cu ea până la spălătorie. E așa super vag, nu știu, e... Da, nu se simte când intră în viteză, decât la întâia. Antâia, da, exact. La întâia, primele, vitezele din față se simt. Dar... Știi care e chestia? Cred că înțelegi. Știi că tu când dai cox la pisicuța ta, dai aia întâia și când dai pe a doua, știi, e șocul ăla cu a doua. Și de asta cred că tâtele de jos nu se mai simt. Asta trebuie să le schimb, să iau altele noi. Asta nu spunea, sunt 4 geamuri electrice, nu? Da. Adică și cele din spate să le și cele din spate și asta e să le lași pe toate odată. Funcționează geamurile? Da. Da? Ia hai să vedem cum... Și ia închide puțin ușa, Ionuț, ia închide puțin ușa. Să vedeți și voi cât stil aveai în 1996 mergând așa. Știu că se plângeau oamenii de BMW-urile noi sau de... și de Mercedes-uri, că aveau dunga aici. Stâlpul. Da. Stâlpul B. Stâlpul. Da. Ia stai așa frumos cu mâna pe geam, stai să închizi geamul. Da, nu, cu mâna să închid geamul și să scot așa mâna prin spate pe geamul mic. Deci pe bune că mă simt în America. Deci pe bune, low rider așa frumos. Și când am mers cu ea, ți-am spus, bă, asta nu e mașină de mers tare. Da, asta e mașină să mergi ușor, să o admire lumea. Da, clar, e o mașină în care trebuie să simți fiecare kilometru pe care îl faci. Haide mai înapoi, deschide ușa, Ionuțe, ca să filmeze. Mamă, hardcore, totul acolo cu ușa. Și aici văd că ai dublu climatronic. Da, dublu climatronic. Destul de rar pe pisică. De obicei vine cu... Da, de obicei vine cu robineț, dar acum le-am prins pe toate care le-am cumpărat ultima oară cu climă. Și ce mi se pare ciudat, că partea asta nu e dublu climatronic, este single, mi se pare. Nu știu, nu mă pricep la E46. Mă greșesc eu, dacă greșesc, lăsați în comentarii, dar din câte știu și eu tot la fel, tot așa am auzit, da. Deci aici era ceva mai mult. Avem pilot automat? Asta e volan de E39. Nu, asta e volan de E39, abia ce l-am schimbat, că eu aveam un volan OMP cu Quick Release. Mamă. Când luai viraje făcea un pic, fugea volanul înainte să... Bă, mi-e frică de volanele alea, că mi se pare că dacă, Doamne ferește, faci un impact, după ce că mașina asta nu sunt cele mai sigure lucruri din lume, bă, să dai cu botul de volanul ăla. Dacă dai cu capul în volanul ăla, îl spargi. Capul. Capul, da, cu volanul nu. 100%. Bun, avem cotieră. Păi, interior, frate, țat până să mă pasă mâna în lumină. Da, nu prea pognești el să zici că... Mici de bord se mișcă mașina, da, așa, nimic nu face. Asta se decapotează? Da, se decapotează mașina, dacă vrei... Hai să decapotăm puțin, să vedem cum arată și decapotabilă. Mamă, cum se deschide ușa asta de greu. Deci ăsta e sistemul de aici, da, învârți. De ăsta învârți ca să-l desfaci. Și mai acum? Are aici niște cleme. Ia stai 2 secunde să te ajung și eu. Probabil ai nevoie de 2 oameni, nu? Da, e greu. Stai, poți să-l scoți și singur, dar trebuie să-ți rup spatele. Nu mai știu unde e clema. N-am mai desfăcut-o de mult. De câteodată când am cumpărat-o am desfăcut-o. Și merge și soft-top-ul ei de fabrică? Merge la mână. Cred că trebuie schimbate motorașele. Mamă, stai ușor, eu nu ți-l iau ușor, scuze. Și da, ai altă mașină acum, gata. Stai 2 secunde să nu... Cum se lasă așa ușor? Eu stau, lasă-l ușor jos, că n-are nimic. Stai, man, că mi-e frică. N-are nimic, lasă-l. Man, las ușor. Băi, Madi, dar filmează puțin, nu mai râde acolo. Băi, filmează puțin cum arată mașina asta acum. Deci este ireală cum arată. Lasă-o ușa deschisă, că e mișto cu ușa. Da. Deci uite, știi puțin, în 5 secunde ți-ai făcut o mașină complet nouă. Ai avut parte de ea să mergi cu ea decapotată? Nu, am luat-o cu o lună sau două, o lună jumate și n-am apucat să merg cu ea decapotată. A dat frigul imediat. Mergem astăzi cu ea? Da. Decapotată? chiar aș fi curios să văd o pisică în felul ăsta. Dacă nici asta nu merită un like, o pisică din asta decapotabilă, nu știu ce mai merită, hai să dăm un test drive cu ea, că asta sunt super curios să văd cum merge. Poate o încălzim puțin, să tragă cum trebuie. Da, să tragă și cum trebuie. Tu ai spus că are probleme cu debitmetru, nu? Da, are un problemă cu debitmetru, cred că are instalația de 1.8, n-am mai schimbat-o. Mufa de la debitmetru, că am văzut că are 5 pini și debitmetru are 6. Ok. A făcut o românească. Da. Hai să vedem cum merge mașina asta, să vedem dacă chiar merită toți banii. Hai la test drive. Gata, mafiosul, suntem la volanul pisicuței. Hai să dăm o cheiță. Dă ea clima ușor. Uuu. Am plecat cu ea decapotat, așa, să fim mafioși adevărați. Să înghețăm puțin. Pe unde cobor pe aici? Pe în față. Pe oriunde. Nu atinge. Nu atinge niciodată. Păi, mi se pare ciudat că mașina e destul de joasă. Bine, nu e. Am avut-o mai jos, Iucata. Dar parcă eu atingeam pe aici, frate. Asta s-a îndreptat mult, că la cât a atins fostul proprietar cu ea, e tot o coală pe sub ea. Da? Uite cine e. Uite că vine și Cristi. Bun, tu chiar îmi spuneai despre fostul proprietar. Ai intrat, mă? Ai intrat? Da. Că nu prea a avut grijă de ea. Nu prea a avut, nu vreau să fiu rău, dar din ce am văzut eu la mașină nu prea s-a avut grijă. Mă, da, are mașină. Multe chestii și sincer mi se pare o muncă titanică pe care vrei să o faci tu acum, da. Să o faci. Am avut eu altele și mai rele ca asta. Da? Și au ieșit țiplă. Dacă le vezi nici nu-ți dai seama că... Care a fost cea mai mare problemă la pisici? Sau care e cea mai mare problemă la pisici, în afară de rugină? În afară de rugină? Electrica. Electrica? Dacă vrei să schimbi motorul și ai un motor foarte vechi, trebuie să schimbi tot. Da. Absolut toată electrica de pe ea. Știu că pe asta s-au pus M50 și M52, ca și coduri de motor, nu? Da. Poți să pui și motor de pe E46. Mamă! Acum nu e încălzită, văd că nu prea trage. Te vâjie vântul puțin, da. Madi, nu? Pune-ți ruga în cap. Intră vântul și la picioare, văd. Eu n-am apucat să merg cu ea decapotată. Bă, dar ai senzație, faci bine că merg puțin cam tare, 60 la oră cam mult pentru mașina asta, cred că așa un 50 la oră ar fi indicat. Dar, într-adevăr, se vede că mașina asta, noi, cabrio, bă, mergeai și cu 100 la oră și nu știu nimic. Da. Clama de acolo că îi vârtești, nu? Păi... Da. Păi când am venit cu ea era tatăl meu pe centură, pe autostradă și făcea, mă, da, asta mai mult de 180 nu ia. Și ea era în mile. El se uita la mile. Păi dai cu noi a prins 180 de mile. Cât are în bord? Ba nu 180, 140. 140? Pe ce mai luat în bordul? Bine, 220. Pentru 2-0 cam ala era blană. Da. Blană. Dar el 100, nu ia 100 mai mult de 140, dar el de unde? Că avea 100, 200 și... Nu, deja mă gândeam 180 de mile, bă, ești de mult, avea 300 la oră, e? Da. Bă, mi-ești mișto, zi tu, Madi, așa, nu ți se pare un feeling... Bă, mașinii 96 să meargă așa? Adică, bine, se simte când dai, uite, și acum am în groapă, se simte că nu ai toți stâlpii, că nu era forțată, da. Și... Dacă face caroseria... Și e și suspensia rigidă. Ce suspensie ai pe ea? Cred că TEA Technics. Mamă, dar nu e rigidă pe un TEA Technics. Nu mi se pare rigidă deloc. E o suspensie argintie cu ăștia albastre, cu reglajele albastre. Mie mi se pare foarte rigidă ca și suspensie, sincer. Mi se pare bine echilibrată. Pare așa puțin moale, pare puțin scursă, dacă mă întrebi. Nu e scursă deloc, că e nouă. E nouă? E nouă, nouță, abia ce-a pus-o. A pus brațele pe ea, și brațele și suspensia toate noi. Înseamnă că din cauza caroseriei, că nu e torsionată, nu e toate astea, simți așa că e squish și toată mașina. Eu când am luat mașina, am avut brațele de la unghiul de fugă slăbite. Okay. Și când am venit cu ea acasă, s-au făcut roțile pe interior sârmă. Stați aici, deci aspira, fraților. Am 4 minute. M-auzi, dă că mi-o dă așa peste cap. Ai văzut, Madi? Ce? Te-ai uitat la kilometraj? Nu, că mi-era prea bine. Ia, fianta aici puțin. Uite la trometru, da? Da. Deci, uite la turații, da? 3000. Dacă n-a loc aici. Stai 2 secunde. Uite la trometru, da? Ești pregătită? Da. Uuuu! Fii atent! Mașini, tati! Se uită lumea după noi. Nu se oprește trometru unde vrei tu, se oprește unde vrea el. E de la ceasurile de 4 cilindri. Păi, dar de-aia nu trăgea, pentru că eu nu turam cât trebuie, mă uitam cam 5 minute, mă gândeam, bă, dar la 5 minute ar trebui să fie sapănă de tot. Mamă, e lucru, frate, mașina asta. Tu ai 17 ani, la 18 ani tu nu vrei să cumperi nicio mașină din asta ca lumea? Adică mașini de oameni normali. Nu. Nu? Am avut E39-le, bine, ăla era automat și era mai plictisitor așa. 2.5 diesel? Da. Băi, da, la diesel e cam plictisitoare treaba, dar mai ales dacă e și automat. Bine, nu mi-a ajutat, frate, mi-a luat tot timpul benzina, dacă ți-e BMW vechi, nu-ți la diesel, frate, adică benzina e forță. Și așa de când mi-a luat-o de într-o lună jumătate, pe partea de motor n-ai avut nicio problemă, nu? Până acum nu, n-am avut nicio problemă, decât de milimetrul ăla care n-am reușit să-l repar. Ai reușit să repar, adică nu l-ai schimbat? L-am schimbat, am schimbat vreo 3 de milimetre. Ne claxonează lumea! Dă-te în pana mea de mașină, că e superbă, jur! Mersi! Bă, te urci mașini de 300 de cai, 400 de cai și când îi dai, nu simți treaba asta. Nu s-a amplificat tot feeling-ul din cauza... Da, tot sunetul e mult mai agresiv și tot. Da, genial. Și mirosul, simți la ei? De la clapetă. Intră aer pe subia în mașină. Da, frate, nu știu, e lucru. Sincer, cred că aș băga-o la o mopsiș, la o tighegerie cap-coadă, dacă ar fi să o am. Păi da, urmează prin februarie, când termin garajul, să o bag la vopsit. Dă-te. Hai să ne păstrăm barul de aici. Mamă. Aici ceva suport motor? Parcă duși puțin? Da. Și pe la grup se aude ceva, un poc-poc când dai mai așa. Se mai aude la benzină, e... Adică benzina are avantajul că nu se dupe flașa la cardan, grupul nu pică atât de mult. Flașa o am nouă, mi-a dat-o fostul proprietar, dacă vreau să o schimb. Bă, și la mine la E39 spunea că trebuie să o schimb, acum 3 ani de zile, că cică-i crăpară asta, dar benzina n-ai avut cuplu, da. Ca dieselul nu urpe atât de repede, știi, ca la diesel. Mamă, deci jur că mi-ai făcut ziua acum așa asta, deci îmi place maxim. Mă bucur. Deci, bă, Andy, trebuie să-mi știu eu pistică, pe bune, vorbiți? Avem două acasă. Bă, Andy, cu motorul 2.0 trebuie să fie. Deci, pe bune. Are motor de 3000, la cât e de gras. Deci, pe bune că e... Dar știi să o ai doar așa de weekend. Adică să ai și mașina ta și să o ai și pe asta de... Eu am avut două variante ce să cumpăr. Că am avut, mi-am strâns bani ori pentru pisică, ori pentru E92. Deci, suntem un E92, 3000 diesel. Nu avea același feeling, îți garantez nu avea același feeling. Știu că nu era același feeling. La E92, dacă ții, trebuie să ții 3-3-5i. Și consumul. Și consumul, da. Și mentenanța și tot. Adică cu cât treci cu cât crești anul de producție, deja trebuie să ții motoare destul de mari ca să simți feeling-ul. Da. Cred că e pe pisică și cu 1.6 te simți ok. Adică da, am avut și eu 1.6, pisica mea. N-ai cum. Da, fraților. Așa spune, ai avut 1.6, scuze-mă că te-am întrerupt. Am avut 1.6, era ok mașina. Trăgea de cai ei. Na, băia 100, care avea 101. Acum să văd cum o trage 1.8-ul. E sau normal? E normal. Bine, trebuie să schimb motorul, că am luat mașina și l-am spart. Ai spart motorul? Da, cum am luat mașina a doua zi, am spart motorul. Ce s-a auzit? Carenajele ating roțile. N-am găsit cauciucuri mai mici. Nu e, bă, fraților, bă, nu mă mai cumpărați o mașină noi. Da 600 de cai și nu se simte așa, incredibil. Mă uitam acum, dar se mă pare că toată lumea se uită după noi. Și oameni bătrâni, și ai tineri. Și nu te înțeleg pe tine, și 17 ani, să cumperi mașina asta, să mergi cu mine în stânga, tu să nu poți să mergi cu ea. E foarte vrăstat, nu? Da. Cât mai e până faci 18? 2 luni. Da. Mamă, nu mai am asta. Abia aștept, frate, tu. Da, vezi, ai grijă cu mașina asta, că nu te iartă, cred. Ce? Nu te iartă în caz să faci o greșeală, Doamne ferește, pe ud, pe ceva. Păi, adică... A, dacă mă... Păi stai, tu mai ai 2 luni până faci 18 ani, dar mai ai o grămadă până dai de permis, până te cu școala. Păi deja am început școala. Păi și eu am început-o, știi că ai voie cu 3 luni înainte să faci genul ăsta. Da, cu 2. 2 luni înainte, da, să faci. Nu. Băiatul din spate, stă de vreo 3 semafoare după noi. Da? Da, cu E60, îl văzut și eu. Dă-o-n pana mea! Așa face și mie cu E39, n-ai cum, cum frate să nu faci treaba asta. Doamne. Am avut o discuție cu fratiul până la ora 3 dimineața. Că diesel, frate, diesel e bun, că mamă, consumă puțin. Bă, fraților, benzina e benzină. Adică... E, și până la urmă la ce s-a... Păi nu, el e tot cu 3000 diesel. Cu 3000 diesel, știi? Am spus, nu o să simți niciodată în diesel, ce simți într-o benzină. Bine, într-o benzină aspirată, că într-una turbo nu mai e, se diluează feeling-ul. Da. Dar într-una aspirată e... e viață. Adică simți că trăiești la 60 la oră, știi? Dacă aveam și un motor mai mare pe ea, se simțea mai... Nu, frate, e perfect. Cu un motor mai mare, probabil, faci prostii mari, știu că ea. Sunt destul de calm, așa, eu. Nu prea... Adică stai 105 de cai, nu? Da. Un 2.5 are 192 sau cu... 100, da, 192. Dacă îi pui un 2.8, tot 192 are mai mult 193. Cuplu. 193. Cu puțin mai mult cuplu. Și dacă îi pui un 3 în benzină, 232 de cai, acolo termina și mecheria. Acolo, da. Deci cu un 3 în benzină... N-am mers cu un băiat cu 3000 stroker, tot pe pisică, mi s-a făcut rău. Dă seama, frate, că ele, 3000 benzină era pe M3. Era 3000, da. Era 3000 benzină, era pe M3 ăsta, mi se pare. Sau 3.3 sau... 3.2-ul e pe M3. 3.2, de fapt, da, da. Că pe E46 e 3.3-ul ăla. Și... uite și mașina lui Hui. Uite mă de mașina lui Hui. Fosta, nu e a lui Hui? A, nu e a lui Hui. Nu, nu, e răbătău. Frumos și asta. Vezi, în orașele mici, încă mai vezi E39, E36. Bă, în București mai șeptare mai vezi. Te-i și rău de ele. Sunt foarte puține la noi pisici. Da, dar uite, E39 nu prea mai vezi în București, dar în Severin sunt destul de multe E39. Da, avem și noi destule E39 modificate. E46 nu mai spun, E60-ul iarăși e full de ele, adică de E60 chiar... E60 chiar, am vrut să iau E60 și m-am gândit, nu, că e prea comun. Adică e lângă noi. Da, și a mai fost încă 10 înainte. Mamă! Zi, mă, de cum e? E frumos să le seama cum place. Da, trebuie să ne luăm și noi. Cred că următorul proiect ne trebuie și nouă o pisică în familie. O spoc-poc. Se aude, frate. Când închid clapeta, mi se pare că e Dacia. Da, gata, le trece. N-ai mă, cum? Bași trometrul ăla e haios, tot se duce peste cap Alger la 1000 de ture. Da. Băi, notă 11, jur. Mașina asta mi se pare că e... Deci nu mă așteptam, că vin să filmez. Adică am văzut-o în... Am văzut-o în filmarea lui Cristi și mă gândeam că e... Că nu e așa fan. Ce motor ai pe ea? Un 8. Ce motor ai pe ea? Un 8? Off! Ne dăm? Cum? Bine, hai că mă dau. Avem secunde? N-avem secunde. N-avem secunde. Ce mai e? Deja mi-am găsit rivale aici, pe centru. Mai e un băiat în spate cu cabrio. Bine, dar nu e... A, e Renault. Gata. Pleca și un pic mai prost. Au, făcurăm pană. A? Făcurăm pană. Făcurăm pană? Da. Știu că noi? Da. Am făcut pană? Da. Acum am făcut pană? Da. De ce? Nu știu. Jure că am făcut pană. Cum să facem pană? Pe cine pană? Ori panoul se dejantă. Se dejantă, uite. Bine, de fapt, că dacă e cu pană, se vede. Dar nu s-a simțit înainte. Nu, acum se dejantă, că am auzit când... Da, deja gata? Hai să chemăm pe Cristi să vină. Hai că sunim pe Cristi. Închei și noi acest vlog, așa e cu mașinile vechi. Dați un like și subscribe acest canal, un follow lui Ionuț Pârvulescu și până data viitoare cumpărați-vă pisicuțe și aveți grijă ce jante puneți, că se mai dejantează la șocul ăsta. Nu luați cauciucuri streci. Nu, streci e... Pa, pa, hai să vedem dacă se ridică pe click. Gata, am rezolvat mașina. Bine, mult cu rezolvat că arată. Atunci când e bicicletă. Bă, atinge? Mamă, frate, cum arată! Gata, fraților, viața cu BMW, suntem noi doi, Magi a plecat, roata în spate și a venit doar janta aici, mergem să facem, oricum, cel mai tare vlog, 100% și cu cea mai tare pisicuță cabrio.